Sighișoara fiind un oraș vechi, și biblioteca din Sighișoara este o bibliotecă veche. Documentul care atestă existența acestei biblioteci datează din 16 septembrie 1684. Înființarea ei se datorează rectorului gimnaziului din localitate, Martin Kelp, a cărui activitate rodnică a lăsat urme vizibile în evoluția instituției pe care o conducea. Pentru a înființa biblioteca gimnazială, donează el însuși 10 volume. Urmându-i exemplu, foști învățători, unii dintre foștii elevi ai instituției, preoți din împrejurimi, cetățeni și funcționari ai orașului au donat astfel un număr de 148 de volume, care, din lipsă de spațiu, au fost depozitate în locuința rectorului. Martin Kelp, nemulțumindu-se cu aceasta, în 18 aprilie 1685 înființează un fond pentru bibliotecă. El propune o lege locală prin care fiecare elev care se înscrie la școală să plătească 3 dinari în moneda de atunci pentru fondul de bibliotecă. Legea este votată de Consiliul Orășenesc și prin fondul ce se strânge este posibilă cumpărarea colecției de cărți a preotului Johann Schell, fond de carte cu care biblioteca, vă dați seama, s-a mărit considerabil și este mutată în paraclisul bisericii din Dial din cetate. Cam acestea ar fi începuturile fondului bibliotecii, care apoi, din cauza unor dascăli minunați și inimoși, s-a mărit în continuu, ajungând ca între anii 1792-1916, valoarea fondului bănesc de care dispunea biblioteca pentru carte să fie de 600 de florini. Și astfel, cu tot mai multă previziune din partea conducerii de atunci a școlii, deoarece biblioteca aceasta, înainte de a fi o bibliotecă publică, a fost o bibliotecă gimnazială. Deci, cu ajutorul acestor dascăli inimoși și prin grija sporită a lor, se achiziționează de acum înainte cele mai importante apariții noi din diferite domenii, care atunci, deci în anii aceia, intră în fondul bibliotecii un număr de peste 560 de cărți cu conținut științific și 88 de cărți cu conținut istoric. În 1853, deci în secolul XIX, liceul din Sighișoara, deci liceul din Dial din Sighișoara și liceul din Sibiu, sunt singurele două licee din așa numitul pământ săsesc, care au dreptul să întrețină relații culturale cu instituții similare din vestul Europei. Și astfel, în 1853, liceul nostru, deci liceul de sus, primește în folosul bibliotecii tot felul de anuare și de cărți de specialitate de la liceele din vestul Europei cu care erau în relații culturale. În 1969, biblioteca, care era în altă clădire până atunci, se mută în încăperile de la etajul întâi a acestei clădiri. Și de atunci încolo, fondul bibliotecii se mărește considerabil, astfel că în prezent, biblioteca deține în jur de 160.000 de volume, bine, cu fondul de împrumut și fondul de sală de lectură și secția de copii. Mai avem o secție, secția documentară, care conține cărți vechi, dintre care unele foarte valoroase, care nu este în această clădire, ci tot din 1968-69 ființează în piața cetății la numărul 4.